Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Euro Truck Simulator, vechea noastră serie cu camioane. Și ce m-a determinat să filmez chestia asta? Este seară, sunt obosit, mi-e somnic și vreau să filmez ceva special pentru voi și mi-am adus aminte de seria asta de Euro Truck și cât de mult v-am amuzat voi de șofatul meu de baltă. Și am zis că vreau să filmez ceva liniștit, ceva chill, să stau și liniștit și m-am gândit dacă aș filma puțin Euro Truck, că n-am mai postat de mult. Și mi-am adus aminte tocmai acum. Și nu uitați, dacă vreți să mai postez Euro Truck Simulator și vreți să mai vedeți episoade, să continui și se, vreți să continui seria asta, să postez puțin mai des, apăsați butonul de like ca să știu să mai postez. Și hai să luăm de aici un job. Mi s-a pierdut vechea salvare a jocului, deci când am reinstalat, când am băgat Windows 10, s-a dus naibii salvarea, apare în jocul ăsta, nu salvează setările și vechile profiluri, așa că a trebuit să fac unul nou și să o iau de la capăt. Ok, și hai să alegem un job. Nu, după cum vedeți, mi-am ales aici destinul, mi-am ales locația la Paris, la Franța, frumos. Ok, aia tot acolo, aia acolo. Păi aparent, hai să o luăm pe asta, fiindcă e mai scurtă. Și pare destul de bine plătită, după părerea mea, habar nu am. Bă, așa am zis că vreau ceva chill, e 11 și ceva noaptea. Plictiseală și cheie și am zis să filmez ceva chill, afară vreme urâtă și încă plouă. Dar bun, hai să vedem mai mult că am trebuit să conduce un camion de ăsta. Mi-am luat cu volan pe stânga de data asta, n-am mai luat camioane cu volan pe dreapta, fiindcă ați văzut cât de praf sunt. Dar bun, un tir destul de ca lumea, arată destul de ok. Uite un autobuz acolo. Să mă mai asigur, puii mei frate, o iau direct. Ei! M-am dus pe cioacă. Amendă, da bun, așa am luat și amendă. Aolo! Hai că am început-o cu dreptul. Nu mi-am pierdut skill-ul. Care naiba skill. Tot ca un apucat conduc. Văd un tir în spate venind. Eu uite, postare viteză. Sper că n-am dat avarie la remorcă, fiindcă o să fie nasol rău, dar tot o să-mi taie rău, dar tot îmi bagi din experiență. Nă bun, trebuie să merg direct în față. Frate, vreau și un drum în viața mea în jocul ăsta, care să mă pun să merg de cât în față, doar în față și numai în față. O să fac accident iarăși. Bă, în ce direcție trebuie să iau? Bum. Dezastru. Până și eu râd. Am mai lovit o mașină, lol. Doamne, sunt un dezastru public. Să fac niște căsătoresc ai mei. Și nu vreau să-i zic somnul cel dulce și maica mea mai ales că s-o la servici de dis de dimineață. Prima oră. Prima oră fiind la 6. Ha, l-am prins și un semafor. No, hai mă, fătești tu verde, ai milă de mine. Mersi. Hai, baga 5-a. Nu cred că camionul ăsta prinde mai mult de 50 la oră. Hai să ne întrece cu autobuzul ăsta portocaliu. Uite cât de frumos e. Eu, și n-am mai văzut Euro Truck Simulator pe YouTube de mult, în cauza că aport American Truck Simulator și da, totul s-a dat peste cap. Mie tot Euro Truck Simulator îmi place, cu camioanele noastre europene, nu ne ducem noi la americani să le furăm hardughiile. Chiar dacă arată mai mișto și sunt mult mai bune decât ale noastre, ne păstrăm națiunea de europeni, nu suntem noi americani. Sper să-mi fac un accident acum. Oh, trebuie să iau o curbă bruscă la dreapta. Accident sigur. Eu nu folosesc frâna, frate, nu știu ce e a frână. Ok, încetinește, 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 T-Rex, încetinește. Oh, am cetin prea tare. Facem dreapta ușurel aici. Oh, am luat și o curbă frumosată în viața mea. Bă, ce are bă camionul ăsta? Hai, 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 hai! Hai, bag acolo! Să ajungem măcar până mâine cu marfa la destinație. Moare lumea de foame. Habar n-am ce naiba transport, apropo. E foarte relaxant Euro Truck Simulator. Chiar vă recomand, dacă sunteți plictisiți și vreți ceva să vă relaxați, Euro Truck Simulator e o decizie foarte bună. Nu e nimic mai relaxant ca șofatul. Într-un joc video, cel puțin, în viața reală, habar n-am. E foarte relaxant, frate, Euro Truck Simulator. Mă simt chiar chill, pot să stau chill pe scaun relaxat, fără griji, peisaje frumoase, culori și multe altele. Ok, mergem direct înainte, nu facem curba aici încă. Nu aici e destinația noastră. Oh. Vrea să fac contact cu individul ăla, vrea să ne dăm bot în bot. Hai că prinde 100 la oră, ești nebun? Dacă nu-l avariam atât de tare, poate prindea, chiar prindea suta.
Ia să ne prindem suta cu el. No, hai că prindem 90, cam pe la 90 pe acolo, dar nu prindem suta. Viața de tirist. Și cu bac și fără bac, tot șofer de tir mă fac, nu? Hai că a început să-i pierd controlul puțin. A trebuit să las mai moale cu viteza. Dacă și asta e viteză... combustibil avem destul. Hai că o ducem destul de bine. Un drum foarte frumos, câmpie. Uite aici niște pomi, o livadă acolo sau o pădure. Am intrat pe contrasens. Mă simt chiar bine jucând de Euro Truck Simulator, dar nu știu de ce n-am mai jucat de mult. Deci de foarte multă vreme n-am mai jucat, sincer. Nici nu l-am mai atins. Am și uitat de el o perioadă. Și mi-am lăsat acum aminte de el. Tot mă gândeam ce să filmez așa ceva mai chill, mai frumos, mai... Știu și eu cu camioane, cu mașini. Să mai las dinozaurii deoparte, să mai trag ceva cu roți, ceva mai cotidian, care place tuturor. Camioane. Ce are lumea în cap? Camioane. Ce să aibă? E bine, că astea nu sunt camioane, astea sunt tiruri europene, dar în fine. Alea de la americani sunt camioane, cu botul așa mai lunguț, care arată mult mai bine și sunt frumoase. Îmi plac foarte tare, frate, camioanele alea. Ușurel, T-Rex, ușurel, că facem par dracu în patru acum. Olo, trenul! Iu! Atât de aproape! Cineva joacă Primal Carnage Extinction fără mine. Oh my god, o să-i dau o lecție mai târziu. Îmi place foarte tare jocul a Primal Carnage. Cred că o să mai fac un episod, habar n-am când. Dar o să mai postez un episod. Dude, grăbește-te și tu puțin. Aha, pe H. Pe H e claxonul. Mi-e frică să-l depășesc, mi-e că fac pe dracu' în 4 și mă lovesc cu vreun acum. Hai că a băgat și el viteza, bravo, dude. Așa, dă-i talpă. E un bot, a trebuit să conducă repede și fără griji. Nu? Respectă regulile de circulație. Ce asta, o cisternă? O cisternă mi se pare că asta, sau un silos, habar n-am ce am în spate. Da, apare o cisternă. Nu? Cisterne? Mă, tu oglinzi de retrovizor și nu pot să-mi dau seama. Bă, mai bine aș fi atent la GPS-ul ăla, că apare acum un drum de adă răscruce și voi iau pe drumul greșit iarăși. În viață există mai multe drumuri, dacă alegi pe cel greșit, greu te mai întorci. Aolo, iar încetinești asta. Bagă, bă, viteza acolo. Că te iau acum pe capotă. Haide, dude! Eu! Da! Mulțumesc foarte mult. Bagă, bă, viteza acolo, așa, în puii mei. Bagă și tu 90 la oră, hai! Uite, și drum de pantă în puii mei. Trebuie să mai încetinesc eu. Aoleu. Ușurel, T-Rex. În față, bine, în față. Uf, trebuie să fiu atent la GPS-ul ăla. Și trebuie să fiu atent și la prostovanul ăsta. Ușor, gata. Bă, e foarte bine realizat Euro Truck Simulator 2. Chiar îmi place foarte mult. Apropo, este un Euro Truck Simulator 1. Uite, chiar asta nu m-am uitat să văd dacă e pe Steam așa ceva. Evident că dacă există un Euro Truck Simulator 2, există și un Euro Truck Simulator 1. Oare să existe și un American Truck Simulator 2? Dude, mai repede, please. Ne grăbim aici, mi-e somn. Benzinăria, aș putea să trag un pui de somn aici, dar nu are hotel. Da. Peisaje frumoase. Plină zi, habar n-am câte grade ori fi aici în joc. Îi dea mijlocul să-mi atunci câte grade sunt în joc. Și vedeți că am minus 11 euro, cu 11.000 de euro. Asta fiindcă am amânat un job și mi-a dat o grămadă de bănet. La naiba am pui mei, eu l-o să cresc când banii mai rău scad. Mă gândesc să-mi iau un volan, să pot să joc mai decent în jocul ăsta. Mă întreb cu volan să joacă mai bine sau controller. Habar nu am. O să mă interesezi de chestia asta. Și seara mereu am gâtul uscat și gura uscată. Chiar dacă beau foarte multă apă, tot am gura și gâtul uscate. Așa, abar n-am de ce, frate. Sincer, nu știu. Și dimineața când mă scol, cam tot așa. Sunt mălăioase, am o gură amară. Habar n-am de ce senzațiile astea ciudate. Oare fi din cauza mediului ambiental? Temperatura de afară?
Apropo, dacă știți cum e vremea la mine nasoară de tot, de vreo zi tot continuă să plouă și dacă nu plouă burniță și e frig. Deși era și timpul, porumba din grădină are și el nevoie să fie udat, iarba era uscată, era ca de culoarea fânului. Când călcai pe ascotea sunet așa pârea. Da, ce pot să zic, a fost o vară destul de reușită, mi-a plăcut. Păcat că se sfârșește și începe anul școlar. Oh my god, vorbesc despre chestii horror, iar nu mai dorm. O să dorm stresat. No, bun, trebuie să continuăm drumul înainte. Jocul ăsta ne spune un foarte mare adevăr. Viața merge înainte. Așa și tirul ăsta. Trebuie să mergem doar înainte. Bă, 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 pui mei! Ah, bine că a luat curba. Oh, Jesus. Acum pot să fac și o viteză. Dacă mai prind. Uop. Deși îmi plăcea să-l am pe individul în față, nu știu de ce. Adică singur pe drum așa e puțin cam nasol, e cam creepy. Chiar dacă e zi. Da bun, bă frate, dar e lung drumul ăsta, cât naiba mai am de mers? Ok, că după curba asta mai am vreo, să zicem așa, un kilometru și ajungem, sau 2 kilometri, hai să, la bar n-am. Nu mă pricep la măsurat distanțe. Vrum, vrum. Curbă. Ușurel, 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 T-Rex, ușurel, o luăm cu încetul, frate. Eu nu folosesc frâna și asta e un mare dezavantaj, nu știu ce e aia frână. Când o să dau pentru permisul de șofer, ar trebui să învăț ce naiba aia frână și cum se folosește. Fiindcă altfel nu o să iau niciodată permisul. Poate să dau pentru permisul de bibliotecă. Măcar pe ăla să iau și eu. Cred că aș să fac curba la dreapta, da. Ok, că de să o las mai moale, fiindcă mă prind cu viteză și mie că dacă fac o curbă acum, mă duc de-a berbeleacu. Ok, o luăm pe partea asta ușurel și... curbă reușită. Yay, am învățat să conduc, aplauze. Sau mai bine, apăsați butonul de like, ca să îmi dau și seama că vă place șofatul meu, chiar dacă am avut câteva accidente la început. Până mi-am reintrat în mână. Ce tot spun, nu mi-am ieșit niciodată de mână, niciodată n-am avut talent la condus în jocuri. Eu. Opa, e trafic pe aici. Nu vreau să vă propostez să mă lovesc de indivizie și ar fi foarte nasoală treaba. Ah, uite, umbră aici. Ne țin norii umbră. Ah. Aole, uite ce curba nasoală aici. Eu, cum trebuie să iau aici? Bă, ești nebun. Aolo, da, m-am lăudat prea tare. Dumnezeu nu doarme niciodată. Păi ești nebun la cap. Și m-am blocat. F7. Așa, bla bla bla. Enter. Da, n-am încotro. M-am blocat de tot, frate. M-am urcat pe bordura aia, ești nebun. Zi, pe parapeția. Hai să vedem acum unde mă dă, că n-am văzut unde mă dă. Ok, avare foarte mare. Am luat avare la remorcă 9%. Enter. No. Cum naiba văd mapa? Fucking shit, dude. Cum văd mapa? Am uitat cum văd mapa. Aici e locul unde trebuia să ajung. Ui, e lag aici, frate, e oraș. Opre, ok, oprește. Cum vedeam mapa? F1 cumva? No. Cum vedeam mapa? A, F5, ok. No, F5. Bun. Cred că sunt aproape. Unde sunt eu? E semafor aici. E. Yeah. Ok, hai repede până nu se face la verde, roșu. De ce n-aș vrea să facă verde? N-am înțeles. Aoleu, încă un semafor acolo. Bă, hai că ne-a spawnat aproape. Adică ne-a spawnat, ne-a transportat aproape. Asta e cumva o remorcă. Oh, e verde. Dă-i, 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 dă-i bice. Dă-i talpă, T-Rex. Pe ultima 100 de metri m-am necat ca țigan la mal. Da. Aici curbă. Nu m-am asigurat și s-a intrat prostul la mine. E vina lui, nu a mea. Pe el trebuia să-l amendeze. Da.
Ok, o luăm frumos aici și ăla e. Nu mai stau să mai parchez. Enter repede până mă lovesc. Uf. Reasonable. Ok. Am primit 2000 de dolari, 84 experiență, din 200. Na, nu e ok. Dar dăm continui. Totuși ne mulțumim cu ce avem. Bine că n-am ieșit pe minus mai mult. What? Nu s-a spawnat bine aici, mă. A, gata. A, ok. Enter, enter. Hai mă, lasă vorbăria. Good luck. Mulțumesc foarte mult. Mi-a urat noroc și eu îi mulțumesc. Deși o să am nevoie de tot norocul de lume, dar cam aici s-a scurs și timpul nostru. Fraților, o să închei și acest episod chiar aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem ca de obicei data viitoare. Pa, pa!